Prieten, am revenit. Vă salută Nelson Mondialu, pe toți cei care mă urmăriți, mă, indiferent. Care sunteți buni și care sunteți răi, nu e problemă, eu vă salut. După cum vedeți, am în față o specialitate, nu arăbească, mâncare siriană. Un fel de cuș-cuș cu carne de cocoș de muntea. Age. Acesta este prăjit, după cum îl vedeți, din coace cușcușul. Bineînțeles, cu mirodenii și cu alte chestii. Vă întrebați că de ce mi-am pus așa mult orez? Pentru că nu mănânc pâine. E o splendoare. E o splendoare. Prietenilor, după cum ați văzut, nu prea am postat clipuri pe canale. Nu prea am postat clipuri pe canale, dar să știți că am făcut altceva. M-am apucat și am citit comenturi. Și, prietenilor, să știți că sunt foarte surprins. Marea majoritate a comenturilor au fost așa. Bă, Nelson, mai fă-mă, te rugăm frumos, clipuri când mănânci. Mi este dor. Băi, oameni, ca să vedeți ce-i lumea. Deci, când făceam clipuri, lumea mă înjura. Deci, să vedeți ce-i lumea. Mergem în continuare. Mi-am pus BMW-ul la vânzare. Într-adevăr, am cerut 5.000 de euro. Eu știu de ce cer 5.000 de euro pe BMW. Pentru că, uite, o să fac clipul, am să mă duc cu mașina la BMW. O să plătesc 1,5 milioane ca și o din aia, nu știu, pentru 10 minute, nu știu cum mi se zice la aia, dar eu în alea 10 minute am să-l pun pe respectivul de la BMW să explice capacitățile și dotările mașinii. Deci eu știu de ce am cerut 5.000. Toată lumea că nu merită nici atâta, nici atâta, nici atâta. Și la dezmembrări, pe 1.500, când ați văzut clipul, bă, eu îți dădeam 2.000, eu îți dădeam 2.500. Deci să vedeți ce-i lumea. Dar să vedeți ce-i Nelson. Eu n-am luat în considerare decât clipurile, mesajele rele. Înțelegeți? Mesajele unde mă înjura că de ce mănânc așa, că de ce așa, unde mă înjura că mașina cu ce preț e ăla și eu numai ele le-am luat în considerare. Mesajele bune le-am citit așa și m-am bucurat, dar nu le-am luat în considerare. Știți cum? Și n-are sens acum că am zis treaba asta să ziceți, bă, deci pentru cei care ne-au dat mesaje bune. Bă, Nelson, mă așteptam de la tine mai mult. Știți zice? Pentru că vorba aia, cei din bătrâni, în popor, e foarte adevărată. Săptămâna are 7 zile. Dă-i la om 6 zile și nu-i da a 7-a, înțelegi? Și pentru el ești un jeg. Înțelegeți? Deci, poate să fie bine cât de cât, că dacă vezi un pic rău, tu nu mai te uiți la bine, tu numai la rău ăla sare în ochi. Prietenilor, și-am stat și-am analizat, pentru că după cum bine știți, eu nu sunt, nu știu, vlogger, youtuber, de rând. Manglă.
eu ce fac eu e personalizat. Asta poate să o spună oricine din România. Și am stat și am analizat și am zis, mă, cum să mă las eu dus de câteva insecte? Înțelegi? Cum să mă las eu dus, atacat, să cad, să mă iei valul de câteva insecte din alea, când eu am în spate roiuri de albine care îți dă seva mierii, mă, mierea, mă, mierea, mă. Înțelegeți? Și încă ceva. Stând și povestind cu niște persoane, o să vedeți clipul curând, care au venit la mine, un grup de vreo 7-8 tineri, băieți și fete. Să-și facă poză și să mă laude între timp m-a întrebat dacă eu urmăresc și alți vloggeri și am spus că nu. Și-o zis Nelson, da, zice, sunt vloggeri care au, uite, îți arăt o fată care are 2 milioane de utilizatori. E foarte tare. Interesant că chestia asta nu mi-a spus un băiat. O fată din grup. Mi-a spus un băiat. Zic, mă, nu știu, nici nu mă interesează, dar zice, stai numai să vezi. Ce are 2 milioane, are butonul de aur. Bine, mă, am zis, hai, ca să nu-i indispun, să vedem despre ce-i vorba. Zic, bun, și mi-a spus, nu mi le-am bătut acolo și ce iasă în evidență. Respectivă, așa zisa vlogeriță, ce făcea? Bun. Pe lângă niște clipulețe care mai era cu încă una când la Praga, când la Berlin, când la Paris, când în Londra. Uite, suntem aici, pe strada Fericirii, pe ăsta, ce frumos e, ce aia, ce aia. Nimic interesant decât peisajul, peisajul. E tata. Avea clipuri, măi oameni, avea clipuri cum să te fardezi, cum să te machezi. Și atunci am zis către ei, măi, către el, măi prietene, dacă mi-arăta o fată, mai zicea, da, tu te fardezi, te machezi? Păi că nu. Măi, băiatule, mă. Și i-am spus, zic, știți de ce are gagica asta atâția urmăritori? Nu pentru că ea arată cum să se macheze cineva. Eu le-am întrebat pe fete, tu, fată, dacă vrei să te machezi, tu te uiți la asta să te înveță. Înțelegi? Nu, mă, pentru că sunt foarte mulți din ăștia dintre voi care e cu stânga-dreapta, să închide în cameră și el nu se uită la clip, că el se uită la buzele ei, se uită la sânii, că ele îl scoate în evidență. Și se gândește la o manufactură. Pac, pac, pac. Așa are. Urmăritori. Întrebări și vizualizări. Deci, platinul. Analizând situația, am decis
fac clipuri cu mâncare. Și genul meu de clipuri. Vreau să vă mai anunț că tot așa am decis să-mi fac dantura. Nu o să vă spun cum, cam deodată. Am ajuns să iau decizia asta. E o decizie foarte grea. E o decizie foarte grea. Pentru că la mine poate eu mergeam mai de mult, dar acum 2 ani când mi-am făcut radiografie și mi-a spus ăla de la de la radiografie, ești distrus în gurătate. Zice, os, trebuie să spună os, trebuie să mă spărie mai tare. Eu. Am zis că tăla, dar unde îmi pune os? Din tibie sau din șol. Aoleu. M-am spăriat. La rândul care va fi, am să vă spun cum am luat decizia asta. E o poveste, mă, de nu credeți, mă. Mă, e o poveste de nu credeți. O întâmplare, mai bine zis. Nu vă vine să credeți. Așa ceva mai rar. O, să vă dau. Și vouă. După ce dantura mi-e gata. O să vă dau și vouă. Numele stomatologului, adresa. Deci dinainte nu. Să vedem. Cum va fi? Înțelegeți? O să vă spun suma la care se ridică. Să nu credeți că acum o să aberez ca și în clipurile când am zis cât costă o sticlă de ulei sau nici mândrei. Sau o conservă de pește. O să spun adevărul. Am văzut că mulți ați comentat, bravo, mi-a părut bine și m-am bucurat. Că din 5.000 de comenturi, nu știu dacă 10 au fost nasoale, în rest, tot m-ați susținut. Mă refer la comenturile pe YouTube. Vă mulțumesc și pentru comenturile frumoase de pe pagina oficială Nelson Mondialul Fenomen, cu Bulina. Toți care m-a susținut. E foarte mare lucru ăsta. Vreo 10, deci vreo 10 din 5.000, foarte, foarte vreo 10 să... Asta bine, am blocat și... Mamă, ce bună e să mor, dar nu că mai vine să mai mânc o bucată de carne. Tot aripior. Nu mai mânc. Nu mai mânc. Pentru că trebuie să mă obișnuiesc cu mâncare puțină. Mi-a spus doctorul, stomatolog, Nelson, obișnuiește-te cu mâncare puțină. Pentru că va veni timpul și momentul când nu o să poți mânca. O să trebuiască să mânci ca și copii mici, sugaci, sugăcei, grizi, cu lapte.
Înțelegeți? Chestii măr răzălit cu biscuiți, așa, înțelegeți? De asta tot ce se va ocupa o conașa. Deci va veni timpul, înțelegi, și zice, e bine să fii mai obișnuit cu mâncare puțină. O să slăbești. O să slăbești pentru că va fi chirurgia în gura ta. Deci, e foarte, foarte, domnule Ionel, numai că acolo doctor, numai că mi-a explicat și să moră, dacă vă mint, am fost am fost tricou, transpirat din oma, numai că stătea și mi-a explicat și astea. Deci, prietenilor, cam așa stă situația. Îmi fac dantura și vă mai spun, cât timp am putut să mănânc, să mestec, uite și acum să nu credeți că eu am mestecat, nu știu dacă am mestecat 50%, în rest, așa. Bine, că iau niște medicamente pentru, cum îi zice, digestie, să ajute la digestie, dar de-abia aștept, ioi, o să dureze cam un an. Deci trebuie să mă duc să-mi fac analizele, mi le-am făcut anul trecut, analizele, dar a zis doctorul că e bine să mi le fac încă o dată, să vadă dacă corpul îmi primește. În mare, da, s-a uitat în gură, sub limbă, pe limbă, bă, încă nu vă spun, dar să știți că îs indicii foarte mari când te uiți sub falcă, în spate, aici, sub limbă și pe limbă, dacă ai cancer, dacă, deci, niște chestii care ei le știe. Uitați, asta e pentru digestie. Fiesta ta nețoa mondială. Ei le știe. Și? Trebuie să-mi fac încă o dată analizele. După care, până să înceapă, să înceapă lucrarea, trebuie să parcurgă 12 etape. Nu știu că le-am avut scrisă pe o hârtie, dar nu știu unde o pus Diana. 12 etape. Nu știu, de curățire, de ele. Numai așa că mere acolo și se apucă și scoate măseaua și ăla. Nu, mă, prima dată curăță. Sujingie, nu știu cum, și dinte. Sunt mai multe etape. Mi le-a scris acolo, dar pe... și o groază de chestii. În fine. Deci, prietenilor, o să fiu. Acum, toată lumea m-a întrebat, Nelson, ce fac cu ăștia doi dinți? Ăștia doi dinți sunt foarte slabi. Nu pot să-i las. Vă spun atâta. Sus mi se pun 6 implanturi de zirconiu cu nu știu ce aliaj și la dinți. Înțelegeți? Și la dinți nu știu ce aliaj. Ești din zirconiu, dar cu un aliaj din Elveția, e tot. Sus 6 implanturi și jos 7 implanturi. Total 13 implanturi. Și mare lucru, o zis doctorul stomatolog, să vedem dacă dinții ăștia care îi ai în 2-3, dacă îi mai lasă sau nu. Mi-a spus așa. Nelson, am să-ți fac o gură în ce Hollywood? Am să-ți fac o gură să pomenească toată România. Măi, oameni, ca o astuvie. Și auziți, după ce îmi face dantura, nu numai ăsta, care și estetician, are din ele. Îmi aduce nu știu cum ăsta, că mi-i picat aici jos. Îmi pune nu știu ce aparat din ăla, de-ale, înțelege ăsta, deci îmi face și estetica. Bă, alo, bine, unii au spus, bă, Nelson, ți-ai vândut mașina ca să-ți faci gura. Vă spun eu, 1.500 de euro, îți vreo 3 implanturi. Cu dinte, băi, oameni,
Înțeleg cum să vând mașina să-mi fac dință, mă. Acolo ei se discută, dau o altă sumă, dar acum nu dau nimic afară, nu dau nimic afară, chiar am fost contactat de, nu spun nici la ei, de o televiziune, înțelegeți, de la București, să le dau detalii, vai Nelson, vai ce bine ne pare și nou, bravo că ai curaj, bandiți! Cine e ăsta, cine e stomatologul, unde are cabinetul? Nu. Nu. Poate o să am paparazzi după mine, dar nu au șanse. Vă mulțumesc în continuare pentru vizualizări, pentru like-uri. Și așa mie puțin îmi dați like-uri, dar în fine, pe YouTube mă refer. În fine. Asta e vrăjala. Vă țuc în continuare. Miau, mă, vedeți că nu mai vedeți mult timp dinții ăștia, numai în reluare.